Stimați telespectatori, astăzi ne-am deplasat în comuna Dornești pentru a sta de vorbă cu o doamnă ingineră despre lucrările agricole de primăvară. Doamna ingineră, vă rog să vă prezentați telespectatorilor noștri. Mă numesc Nițuleac Didina, de profesie inginer agronom. M-am născut în localitatea Poiana Dolhasca, provin dintr-o familie de țărani numeroasă, cu 12 copii, sunt fiica lui Ioan și a lui Elisabeta a Varvarei. Frații sunt mai mari sau mai mici decât dumneavoastră? Eu sunt cel mai mic copil din familie. Momentan au mai rămas 6 frați care trăiesc. Unde lucrează ei? Mai am o ingineră, o soră care este ingineră horticultoare, dar sunt știți la pensii toți. Apoi ceilalți, am un frate care se ocupă cu oi, dispensionar majoritatea, la construcții, ceilalți au făcut școli profesionale, au absolvit școlile profesionale și au muncit în construcții, în zidării, în... Diferite meserii. Diferite înseamnă, meserii. Chiar dacă au ieșit la pensie, nu stau degeaba. Nu stau degeaba, nu. Câteva cuvinte despre școlile pe care le-ați urmat. Școala generală, am urmat-o în satul natal, unde am avut îndrumător pe regretatul învățător Turculeț Iorgu. Apoi am urmat liceul horticol în localitatea Fălticeni. Acolo am avut-o ca dirigintă pe profesoara Marcu Elena și Vitcu Mihai. După terminarea liceului, am mers în producție, unde am fost tehnician cu chimizarea în localitatea Chilișeni-Suceava. Am lucrat 2 ani de zile și ulterior am dat la Facultatea de Agronomie Ion Ionescu de la Brad, unde am avut surprinderea din 160 de studenți, am fost pe locul 3. După terminarea Facultății de Agronomie, am absolvit Facultatea cu o medie foarte mare, am avut de ales între stațiunea de cercetări agricole Suceava și să-l urmez pe soțul meu, sau să-l urmez pe soțul meu la Iasie Rădăuț, ferma Dornești, unde am urmat soțul și am venit din anul 1982, am lucrat în cadrul IAS-ului Rădăuț. Apoi am avut mai multe funcții. Am lucrat la început ca inginer cu baza furajeră, apoi am fost șef de fermă și ulterior am fost șef de complex. Merg înapoi puțin și vă întreb, cine vă îndrumați spre această facultate? Nu aș putea să spun, fiind o fiică de țăran, mi-a plăcut foarte mult, tata meu a fost brigadier și președinte de CAP, am mai avut o soră care a urmat Facultatea de Horticultură și mi-a plăcut munca în aer liber și nu în birou. Și am decis singură să merg la această facultate. Dar ne-ați spus că ați ajuns și șef de fermă cu furajarea. Cum s-a împăcat femeia cu munca de conducere? Fiind cu soțul meu, lucrând amândoi, pentru că soțul meu tot inginer agronom este, mi-a fost ușor pentru că ne-am sprijinit unul pe altul și atunci nu am considerat că o funcție de conducere este atât de grea, pentru că zilnic eram împreună și ne completam unul pe celălalt. Și apoi dorneștenii sunt oameni foarte buni și muncitori și ca oameni și agricultori. Da, am muncit foarte mult, mai ales la IASE, numai cu oameni din localitate, că noi în perioada recoltatul cartofului veneau foarte mulți elevi de la liceul agricol, de la liceul Hurmuzache, de la liceul industrial din Rădăuț, sau lucram cu oameni din zona de munte care veneau și ne ajuta la recoltatul cartofului pentru a primi o cantitate de produs, pentru că era lipsă de cartofi și oamenii aveau nevoie de hrană. Chiar dacă primeau pentru mâncare, tot lucrau, da. Spuneți-mi, din 1990 încoace, ce ați făcut? După ce s-a lichidat cu IASE-ul, am mers ca inginer la consultanța agricolă Suceava
și am avut trei comune în subordine, Dornești, Horodnicu de Sus și Horodnicu de Jos. Și am fost inginer consultant. Ați îndrumat fermierii ca să acceseze și fonduri europene? Sau? Da, ca inginer consultant, în primul rând, am implementat în teritoriu politicile agricole a guvernului. Am întocmit planuri de afaceri și dosare de plată la peste 80 de proiecte la măsura 141, ferme de subzistență, și la măsura 112, instalarea tinerilor la sate. Am predat ca lector, pentru că am absolvit și am diplomă de formator, am predat la lector pentru cursuri de calificare privind cultura plantelor de câmp. Apoi am făcut loturi demonstrative în localități unde am fost ca să demonstrez cu soiuri producțiile care se obțin și cum se aclimatizează un soi. Și am făcut, în ultimul timp, am lucrat la amenajamentele păstorale și am dat consultanță de specialitate la un număr foarte mare de fermieri care au avut nevoie de ceea ce nu știa să mă întrebe pe mine. Ce înseamnă amenajament pastoral? Amenajamentul pastoral este o lucrare foarte complexă care cuprinde, în general, se face pentru pajiștele din teritoriul unui uat. Amenajamentul pastoral se face cu scopul de a determina efectivul de animale, unități vită mari care trebuie să pășuneze pe suprafața respectivă, durata perioadei de pășunat, apoi încărcătura, lucrările minime care trebuie făcute pentru a nu se distruge flora și nu în ultimul timp, lucrările care trebuie să le facă ei. Mă refer la lucrările minime. Spuneți-mi, care este situația în cele 12 comune pe care le păstoriți acum? Noi am trecut la 1 ianuarie 2017, am trecut la Direcția Agricolă și trecând la Direcția Agricolă, în loc de trei comune care le-am avut, nefiind inginer în zonă, mi s-a alocat 12 comune, la care până la această dată, la două din comune, am lucrat de la începutul anului la amenajamentele pastorale. Am fost și am văzut care este starea de vegetație a culturilor înființate în toamnă și am informat fermierii privind schema de minimis pentru tomatele cultivate în solarii, pentru că se dă un sprijin de 3.000 de euro timp de 8 ani de zile pentru cei care au cel puțin 10 ari de solar. Ați avut solicitanți pentru acest ajutor? Noi, în primul rând, am informat cu scopul de a, ca tinerii care pleacă în străinătate să fie atrași să vină acasă, pentru că 3.000 de euro timp de 8 ani de zile plus 2.000 de kilograme de tomate care le vinde sunt bani care ar putea o familie tânără, în afară de și alte lucrări, să aibă bani minim ca să poată să supraviețuiască. Solicitanți, numai 3 solicitanți am găsit care au solari. Pentru început este mai greu, cei care nu au lucrat în legumicultură să poată să facă un solar. Dar spuneți-mi, pe lângă acest ajutor bănesc, se mai dă și un alt ajutor de specialitate? Sunt îndrumați, instruiți? Da, da. Deci este vorba pentru terenuri și pentru animale să dă subvențiile și să dă subvenții și oamenii știu din anii anterior, dar și acum vin și noi ne cere sfaturi în ceea ce privește ceea ce trebuie să facă. Plus de asta, anul acesta încă nu a apărut ghidul solicitantelor, sunt mai multe măsuri de accesare fonduri europene, măsura 6.1, 6.3 și măsura 4.1, adică înseamnă instalarea tinerilor la sate care se dă peste 50.000 de euro,
fermele mici care se dă 15.000 de euro sau modernizarea exploatației care se dă până la 200.000 de euro. Am foarte mulți tineri care vin și întreabă, dar momentan, anul acesta, încă nu am făcut pentru că nu a apărut niciun proiect, deoarece nu a apărut încă ghidul final. Oare nu este o lipsă și un neajuns pentru ei, neavând ghid până la ora asta? Nu, pentru că poate să acceseze și mai târziu, deoarece se ia în considerare ceea ce declară la APIA anul acesta ca teren și ca animale. Nu, nu este prea târziu, pentru că ținând cont că s-o schimbat și la minister și la minister, ghidurile apar mai târziu și se dau bani pe toată perioada. Numai să îndeplinească condițiile care se cer în ghid. Din câte cunosc eu, în toate localitățile din depresiunea Rădăuților, sunt foarte mulți cetățeni care au solarii și sere, dar mi se pare că au suprafețe mici. Da, într-adevăr, sunt care au, dar produc în solare mai multe legume și schema aceasta de minimis prevede ca numai tomate să ai 10 ari, să produci în perioada când nu sunt roșii pe piață, din luna ianuarie până în luna mai sau noiembrie-decembrie. În rest, în perioada de vară, când sunt roșii, nu pentru a putea să nu mai aducem din afară cantități foarte mari de roșii, care știm noi cum sunt tratate și cum o roșie stă și cât în frigider și câte 2 săptămâni de zile. Deci atât că guvernul și statul ajută legumicultorii. Da, într-adevăr, ajută legumicultorii, ajută și pe crescătorii de animale, ajută și pe cei care au cultură mare. Doamna ingineră, din ce localitate sau localități sunt cei 3 care au accesat? Din Frătăuță Vechi și Gălănești. Frătăuță Vechi și Gălănești. Am întrebat pentru că vreau și eu să-i vizitez. Îmi place până aici. Superb a fost ceea ce ne-ați prezentat. Vorbiți-ne ceva despre baza de date pe care dumneavoastră v-ați pus-o la punct în această perioadă. Baza de date din fiecare comună, dar aici am să mă refer mai mult la Dornești, pentru că lucrând atâția ani de zile am avut contact mai mult cu această localitate. Și mai ales că noi în Dornești suntem. În Dornești suntem, da. Suprafața de teren agricolă pe care o are Dornești este de 2723 de hectare, din care arabil 2273 de hectare. Vreau să vă spun că pe această suprafață de teren se cultivă cel mai mult cartoful și cerealele păioase și plantele furajere. La cartof, care e o cultură dragă mie pentru că am avut și lucrarea de diplomă, datorită prețului de valorificare foarte mic, s-a ajuns ca această cultură de cartof să se scadă în fiecare an. Deci, Uniunea Europeană a impus niște norme pentru fermieri, pentru subvenția pe care o iau, și aceste norme se cheamă norme de ecocondiționalitate, care cuprind GAIEC-uri sau coduri de bune practici agricole și SMR-uri, care sunt menținerea materiei organice în sol și prevenirea poluării. Arderea miriștilor este cuprinsă în GAIEC 6 și aceasta nu trebuie să se facă, să se dea foc la miriște, deoarece prin ardere se distrug microorganismele și materia organică din sol. Pentru asta, oamenii, fermierii sunt nu li se mai dă subvenții. Arderea are un efect negativ asupra solului, asupra microorganismelor din sol și a materiei organice din sol. Dar din câte cunoașteți, pe la Dornești se mai practică această metodă? Nu,
S-au mai făcut în anii trecuți, nu știu, anul trecut, dar spune că dintr-o greșeală, de la o țigară și nu intenționat, și a venit ISU și s-a constatat că într-adevăr nu este intenționat și atunci persoanele respective au luat în continuare subvenții. Dar dacă sunt anunțați cei de la APEA, atunci persoanele respective sunt tăiate de la subvenții. Deci omul învață. Odată cu trecerea timpului învață și din pățanile altora și din pățanile lui, dar învață până la urmă. Doamna ingineră, despre cartof, puțin să detaliați, vă rog frumos, cam ce producție este aici, ce fac țărane cu producția respectivă și care sunt părerile dumneavoastră? Referitor la cultura cartofilor, aș vrea să spun că sunt în Dornești 4 fermieri care au o suprafață peste 25 de hectare și cultivă o suprafață mai mare de cartof. Omul de rând pun peste 5 hectare de cartof. Omul de rând nu pune decât o suprafață care consideră că trebuie pentru consumul familiei. Și cei care cultivă cartofi, din cauza prețului foarte mic, sunt foarte descurajați. Lucrările sunt foarte ample la cultura cartofului, dacă vrei să obții o producție, și cei care nu schimbă sămânța la 3 ani ca să iei o sămânță de calitate, producțiile sunt foarte mici. În general, la Dornești, anul trecut a bătut gheața, dar totuși producțiile a fost de peste 18 tone. În ceilalți ani, cei care cultivă cartofi au obținut producții și 25-30 de tone. Mă refer la fermierii mai mari. Deci, dacă statul ar plăti ceva mai bine pe kilogramul de cartofi, ar merita această cultură. Da, într-adevăr, oamenii s-au învățat, fermierii s-au învățat cu această cultură și dacă statul ar da o subvenție mai mare pentru cartofi și s-ar valorifica și nu s-ar aduce din afară, atunci cartoful este o cultură care ar renta să o ai. Doamna ingineră, dumneavoastră vă aduceți aminte de acele depozite mari pentru cartofi de la Gara Mirșăuți, care nu mai există? Ce părere aveți? Ar trebui? Da, într-adevăr ar trebui, dar nu se ocupă nimeni, nu se asumă această răspundere să facă un depozit, deoarece dacă mini-marketele sau eu aduc cartofi din afară pentru ambalare și dacă nu li dă în perioada când trebuie, cartoful este o cultură perisabilă și atunci nu faci decât să pierzi. Înainte îți dădea la fabrica de spirit și îți făcea și altele cu cultura cartofului. Deci, astfel, statul ar încuraja cultivatorii de cartofi. Da. Pentru că știți mult mai bine ca mine că în țară, unde sunt 3 cartofi pe masă, unul este obligatoriu din Suceava. Într-adevăr, așa e, cum spuneți dumneavoastră. Mi-ați spus ceva despre această bază de date. O puneți la dispoziția localităților sau se face numai centralizat? Nu, baza de date noi o culegem de la fiecare primărie. La baza de date cuprinde, în primul rând, suprafața de teren care o are, cu livezi, cu pomi, cu plante furajere, apoi parcul de tractoare și mașini agricole, prețurile care sunt pentru care se practică pentru lucrările agricole și prețul de vânzare a terenului în localitățile unde sunt pensiuni, hoteluri, centre de prelucrare a laptelor sau alte centre, le trecem, acestea sunt centralizate la nivel de județ și apoi transmise la București. Ați vorbit de parcuri de mașini agricole. Cum stau locuitorii din zona noastră, din toate comunele? În general, cei care au fost în afară și au venit și au început să lucreze, să-și arendeze teren sau să concesioneze, și-au luat un tractor mai nou, mai bun. În general, parcul de tractoare este un parc învechit
Și n-aș putea să spunem că și la lucrările pe care le face sunt lucrări de calitate. În special e vechiul tractor U650. U650 sau L445. Renumite tractoare în lume, numai la noi. Stimați telespectatori, luăm o mică pauză publicitară, după care ne vom întoarce la discuția cu doamna ingineră. Stimați telespectatori, ne reîntoarcem la discuția cu doamna ingineră. Doamna ingineră, vă rog să ne întoarcem la situația satului Dornești. Ne-ați precizat că sunt peste 2700 de hectare de teren. Dar, pe lângă lucrul ăsta, ne-ar interesa ce fel de sol există pe raza localității Dornești. Pe raza localității Dornești, tipurile de sol care sunt, sunt soluri pseudoglezate, adică brun de pădure, brun de stepă, brun roșcat și cernoziomuri. Aceste soluri sunt soluri bogate în humus și pH-ul din zona Dorneștiului, ultima cartare s-a făcut în 1998, arăta că 45% din solurile de pe raza Dorneștiului sunt soluri acide. Acum aș spune că dacă s-ar face o cartare agrochimică pe întreaga suprafață, solurile acide ar avea o suprafață mult mai mare din cauza neutilizării corespunzătoare a îngrășămintelor cu azot. Solul acid nu este prielnic agriculturii? De ce? Solurile acide sunt solurile care nu sunt prielnice tuturor culturilor. Solurile acide nu preferă decât cultura de sfeclă de zahăr, poți să o pui pe solurile acide. Celelalte culturi nu se pot cultiva. Și omul poate interveni pentru schimbarea calității solului? Da, făcând probe care costă pentru pH 16 lei, iar pentru o analiză completă 300 de lei, și dacă vede că solul este acid, se intervine cu amendamente calcaroase și omul poate să-și dea seama că solul este acid, deoarece crește barba ursului, care se cheamă Edvizetum arbensis științific. Păi, de ce nu s-a făcut cartare de atâta timp? Pentru că s-a fărmițat solul, s-a dat la oameni și omul, având o suprafață mai mică, nu a avut posibilitate și nu are interes să facă această analiză a solului. Este obligatorie să faci cartarea solului la anumite perioade de timp? Pentru cei care au suprafețe mai mari și luat în arendă pe o perioadă mai lungă, ar trebui să facă această analiză, dar din lipsă de bani, deoarece producția care o obține o valorifică foarte prost, nu se face această lucrare. Doamna ingineră, vă rog foarte mult să ne precizați ce îngrășăminte organice și chimice se administrează în această zonă, ținând cont de solul, de structura solului respectiv. În Dornești, în general, fermierii administrează îngrășăminte chimice pe bază de azot și cel mai mult se administrează nitrocalculul și azotatul de amoniu, îngrășăminte pe bază de fosfor, care sunt superfosfatul simplu și superfosfatul complex, și îngrășămintele pe bază de potasiu, care sunt îngrășămintele sarea potasică. Dar nu se mai fac aceste îngrășăminte separat, se fac îngrășămintele complexe, care conțin atât azot, fosfor, cât și potasiu. Vreau să spun că tipurile de îngrășăminte complexe sunt 20-20-0, 15-15-15 sau 20-10-10. Îngrășămintele pe bază de azot se administrează în general la pregătirea patului germinativ, iar îngrășămintele complexe se administrează toamna sub arătura de bază. Ca îngrășăminte organice, cel mai adesea folosit este gunoiul de graj. Este un îngrășământ care cuprinde toate elementele chimice, atât azotul, fosforul, potasiu, cât și microelementele de care plantele au nevoie. Îngrășămintele, gunoiul de graj,
poate să provină de la ovine, bovine, porcine și păsări. Cel mai bun gunoi de graj este gunoiul de graj de la ovine, urmat de cel de la bovine. Cei care administrează gunoiul de graj trebuie să știe că acesta se administrează foarte bine fermentat, se dă în general toamna sub arătura de bază și nu se lasă expus pe teren sub razele soarelui, deoarece azotul, cantitatea de azot se elimină, se elimină din el. În afară de aceste îngrășăminte, se mai administrează îngrășămintele verzi. Aceste îngrășăminte, cum ar fi mazărea sau rapița, este o cultură care se seamănă toamna și primăvara o dăm sub arătura de pază. Sau îngrășăminte pe bază de turbă și compost. Întotdeauna trebuie să știe momentul optim când trebuie administrat pentru a împiedica poluarea atmosferei și a solului cu nitrit și nitrați. Doamna ingineră, vă rugăm să vorbiți telespectatorilor despre administrarea acestor îngrășăminte, timpul optim de administrare și dacă duce la poluare. Îngrășămintele chimice neadministrate corespunzător poluează atât atmosfera cât și stratul de apă freatică cu nitrit și nitrați. Din cauza aceasta, fermierii trebuie să știe că îngrășămintele pe bază de fosfor și potasiu se administrează toamna sub arătura de bază, iar îngrășămintele pe bază de azot se administrează primăvara odată cu pregătirea patului germinativ. Cantitatea care se administrează se ține cont la o cultură de producția care trebuie să obținem din planta premergătoare, de conținutul de humus. Sunt foarte multe elemente de care trebuie să țină seama fermierul și nu trebuie să administreze o anumită cantitate numai pentru a obține producție. Trebuie să mai ținem cont că și producția obținută s-ar putea să fie, să aibă un conținut de azot și atunci nu mai este bună pentru sănătatea oamenilor. Ne-ați vorbit despre administrarea îngrășămintelor primăvara și toamna. Dar între primăvară și vară și toamnă, între toamnă și primăvară, deci în anotimpurile vara și iarna, se administrează îngrășăminte? Nu se administrează îngrășămintele pe timp când solul este umed sau când este acoperit cu zăpadă. Dacă solul este un sol mai slab, atunci se poate, sau planta are o dezvoltare mai înceată, se poate interveni cu îngrășăminte foliare sau se poate, la plantele prășitoare, se poate administra îngrășămintele pe bază de azot odată cu semănatul sau cu plantatul cartofului. Ne-ar interesa, de exemplu, și rolul tuturor elementelor chimice din aceste îngrășăminte. Fiecare element chimic își are rolul său. Azotul ajută la creșterea plantelor. Dat în cantitate prea mare, plantele cresc prea înalte, sunt sensibile la cădere și sunt foarte sensibile la boli și la dăunători. De aceea nu se administrează o cantitate prea mare de azot, trebuie să fie un echilibru între azot, fosfor și potasiu. Fosforul ajută la creșterea rezistenței plantei la secetă, creșterea rezistenței plantei la iernat, se formează dezvoltarea rădăcinilor și ajută la creșterea producției. Cantitatea prea mare dată de fosfor se cunoaște prin schimbarea frunzelor, își schimbă culoarea, din verde devin gălbui. La potasiu, în general, solurile din zona noastră, a zona Dorneștiului, sunt bogate în potasiu, dar și potasiu și are rolul său.
Ajută de asemenea la creșterea plantelor, dezvoltarea ei, creșterea producției și la sensibilitate față de boli și de dăunători. Doamna ingineră, în legătură cu îngrășămintele, aș vrea să atingeți și problema rotației culturilor. Da, în general trebuie să știe fermierul că cantitatea de îngrășăminte care se aplică unei culturi se ține cont și în afară de producție, se ține cont și de sol, se ține cont și de rotația culturilor. Și aici aș spune că dacă o cultură de cartofi urmează după una care este după o leguminoasă, atunci cantitatea de îngrășăminte se diminuează. Dacă urmează după mazăre, după soia, după leguminoase, atunci sau după lucernă trifoi, care lasă solul bogat în azot, cantitatea de îngrășăminte pe bază de azot trebuie diminuat. Trebuie să respectăm rotația, pentru că aceeași cultură pusă un timp în fiecare an, timp de mai mulți ani, nu duce decât la scăderea producției și la solul se mulțesc boli și dăunători. Și solul sărăcește. Sărăcește în substanțe nutritive. Substanțe nutritive. Spuneți-mi, vă rog, câteva soiuri de cartofi sau un anumit soi care se cultivă în zona noastră și de ce? În zona noastră sunt fermieri mari care achiziționează sămânța de cartof de la stațiuni de cercetări și în general soiul care se cultivă cel mai adesea la Dornești este Red Lady, Cariera, Cristian și Rudolf. Sunt niște soiuri care ajung la maturitate, sunt soiuri în general mai timpuriu, ca să poată să ajungă la coacere, să nu li prindă perioada de iarnă, să nu vină zăpada. Soiurile, populația trebuie să știe că soiul de cartof trebuie schimbat la cel puțin 2-3 ani, trebuie luat un soi dintr-o categorie superioară, deoarece se degenerează, producția scade și devine foarte sensibil la boli și la dăunători. Sămânța de cartofi, în general, care se ia pe aici, au ajuns și la un euro kilogramul. În general, este o societate care produce sămânță de cartofi și o achiziționează cu populația fermierii cu 1,5 lei pe kilogram. Soiuri, mai repet încă o dată, din categorii biologice superioare. Deci societatea respectivă care vinde sămânța respectivă are și certificat de calitate pentru... Are certificat de calitate, lucrează cu stațiunea de la Brașov și atunci garantează pentru sămânța care o distribuie fermierilor. Dar aici aș spune că sunt și fermieri mai mici care cultivă ani de zile sămânță de cartofi și atunci producția este foarte mică, nerentabilă și trebuie să știi că trebuie schimbată la cel mult 3-4 ani de zile sămânța de cartofi. Doamna ingineră, cartoful mai are boli și dăunători în zona noastră? Da, boli și dăunători la cartofi sunt foarte multe, dar cea mai de temut este mana cartofului. Este o boală care face ravage în zona noastră. Din cauza asta, pesticidele folosite pentru tratamente trebuie să respecte perioada de aplicare și momentul când se aplică, pentru ca boala să nu înceapă să atace planta, pentru că dacă dăm ulterior, dăm în zadar. Iar cel mai de temut este gândacul din Colorado, dăunător, care se retrage iarna pe teren și din cauza asta omul trebuie să respecte și rotația culturilor, punând cartoful mai mult de 2 ani pe aceeași solă de teren, nu face altceva decât atacul de boli și dăunători să se mulțească.
Pentru aceste boli și dăunători există și substanțe de combatere? Sunt substanțe chimice foarte multe, dar trebuie să respecte perioada lor de eficacitate. În momentul când se aplică, din cauza asta sunt centre de distribuire, omul merge să-și cumpere substanță și de acolo este informat când trebuie să aplice și cum trebuie să aplice. Aș spune aici că nu trebuie administrate pe timp de vânt, soare, când temperatura este foarte mare, deoarece o administrăm în zadar, iar lancia de la aparatele de erbicidat trebuie reglată în așa fel încât pentru tratamentul pentru mană, ca substanța să ajungă și sub frunze, deoarece mana de acolo începe să se dezvolte. Și trebuie să facă o îmbăiere foarte bună, nu pe vânt, nu pe soare, nu, când condițiile sunt prielnice. Și iată că administrarea substanțelor împotriva bolilor sau dăunătorilor trebuie făcută sub stricta supraveghere a specialistului. Da, în general fermierii de la Dornești, cei mai mari, au fost la cursuri și trebuie respectate atâta niște reguli de protecție a muncii cât și de mediu, pentru că o mașină care o folosești cu un anumit produs, mai ales la erbicidare, ea trebuie spalată, pentru că nu poți să mergi să administrezi alt erbicid, deoarece la altă cultură, deoarece riști să ardă cultura respectivă. Și din cauza aceasta, fermierii în general, cei de la Dornești care au suprafețe mari, știu cum trebuie să administreze și când trebuie să administreze. Și iată că trecem acum la cultura grâului. Vă ascultăm. Da, grâul în general a început la Dornești să cultive pe suprafețe mari, deoarece este o cultură mecanizată în totalitate. O sămânță de grâu trebuie să fie o sămânță sănătoasă, certificată, o sămânță tratată contra bolilor și dăunătorilor, mai ales a tăciunului, o sămânță care să aibă germinație foarte mare, masa 1000 de boabe mare și astfel fiecare mecanizator care își reglează semănătoarea, având certificatul de calitate a unei semințe, poate să calculeze cantitatea de sămânță la hectar. Soiurile de grâu care se seamănă la Dornești, cel mai adesea, sunt Apașa, Glosa, Gașparom, Aniversar și Magistral. Aș recomanda tuturor fermierilor sămânța să fie luată de la centre, și ca să fie tratată, deoarece cei care nu dispun de bani își pun sămânța lor și o tratează cu substanțe acasă, dar riscă ca să aibă tăciune și atunci cultura este compromisă în totalitate. Ne-ați vorbit de o boală, tăciunile grâului. Mai sunt și alte boli? Sunt foarte multe boli, mălura, alternarea, sunt foarte multe boli, dar în general, substanțele care se folosesc pentru tăciune, dacă iei sămânță certificată, îți garantează și bolile acestea la noi nu prea le-am întâlnit. Deci, luând sămânța din la un centru specializat, în primul rând este o sămânță selecționată și este tratată pentru anumite boli. Dar spuneți-mi, cu valorificarea cartofului și a grâului, sunt probleme în această zonă? Da, valorificarea atât la grâu cât și la cartof pun probleme nu numai la Dornești, ci în întreaga țară. Prețul de valorificare este foarte mic și din cauza aceasta nu se poate livra, nu sunt solicitări. Grâul, dacă putem să-l mai ținem de pe un an pe altul, cartoful nu prea poate să țină și ajunge să-l vândă, să-l valorifice la prețuri de nimica cu 0,50 de bani sau grâul cu 0,80 de lei. Cum ați vedea dumneavoastră rezolvat această problemă a valorificării cartofului și a grâului?
Eu aș vedea într-o asociere a fermierilor care au suprafețe mari și construirea de depozite, deoarece se dau fonduri europene pentru construirea de depozit, dar la român unul se teme de altul de furat și din cauza asta nu se poate pune să se organizeze și să fie un șef care să se ocupe de așa ceva. Dacă ar fi depozite pentru păstrare, atunci pentru cereale și pentru cartofi, să facă contracte cu supermarket pentru cartofi și să livreze în tot anul, să-i ambaleze în saci mai mici, pentru că omul nu-și mai ia o cantitate mare cum își lua înainte, ci merge și ia 2-3 kg cât are nevoie într-o săptămână și din cauza aceasta trebuie făcută problema aceasta, trebuie rezolvată. Și iată că derivă o altă întrebare de aici. Ați vedea oportună reamenajarea silozului de cartofi de la Gara Milișăuți? Dar, cum să vă spun, acum ar trebui să facă la nivel de mai multe comune un depozit mare și față de trecut când se cara cu vagoanele pe trenuri, acum s-a evoluat și sunt alte posibilități ca să poată să mențină în condiții prielnicii pe timpul iernii, cartoful și grâu, de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. V-am întrebat pentru că și în alte zone fermierii și-au manifestat dorința de a avea un centru de colectare a fructelor pe care nu le pot valorifica decât în cantități foarte, foarte mici. Da, într-adevăr, sunt zone unde s-a început aceasta, dar în primul rând trebuie ca fermierii să se unească, să facă un grup de producători sau o cooperativă agricolă de producție. Dorneștenii obișnuiesc să dea pe terenurile lor gunoi de grajd. Da, dar scăzând efectivul de animale, acum suprafețele pe care se administrează gunoi de grajd sunt mult mai mici. Cei care au animale, într-adevăr, fertilizează cu gunoiul de grajd, pentru că gunoiul de grajd este un îngrășământ foarte bun, care cuprinde toate elementele chimice necesare unei culturi. Pentru că a spus că au scăzut efectivele de animale la această dată, ne-ați putea spune cam ce specii să mai cresc în Dornești și eventual despre efective? Efectivele la ora actuală la Dornești sunt de 1272 de capete, din care bovine 420 de capete, ovine 600 de capete, porcine 202 capete și 50 de capete de cabaline. Păi, a scăzut efectivul lor mult? Efectivul de animale a scăzut foarte mult, deoarece și populația a îmbătrânit, iar tinerii au plecat în străinătate și omul, neavând unde să comercializeze laptele, crește o bovină, laptele folosindu-l pentru consumul în familie sau pentru creșterea unui vițel. Aici nu se colectează laptele? Nu, în Dornești nu se colectează laptele, decât este o societate Luhan Dan, care are un efectiv de peste 60 de capete de bovine și care numai la el vine și livrează laptele la Câmpul Lung, la Rarău. Cam departe și cam puțin pleacă din sat. Doamna ingineră, ce se cultivă în zona dumneavoastră de competență în general și în special în Dornești? În Dornești, în general, predominant era cultura de cartofi, iar acum, din cauza valorificării la un preț mic, s-a axat mai mult pe cerealele păioase, pe porumb și pe plantele furajere și rapiță. Păi, culturile de porumb așa de mult s-au mărit? Nu, culturile de porumb în general cultivă cei care sunt care au combine pentru recoltare, deoarece porumbul se livrează la un preț mai bun în comparație cu cartoful și din cauza aceasta au ales
fermerii mai mari să cultive porumb în detrimentul cartofului. Am înțeles că se renunță și la terenuri agricole. Stimată doamnă, vă rugăm să ne precizați și despre situația acestor terenuri. Terenurile care sunt nelucrate, cei care au aceste suprafețe de teren pot să iei subvenție numai să le mențină curate de buruieni. Iar cei care nu pot să lucreze terenul, majoritatea îl arendează sau îl vând. Dar cu vrejele de cartofi și cu tulpinile de porumb care rămân câteodată și la destui cetățeni pe câmp după recoltat, spuneam că le dau foc. Cum ar putea rezolva cu ele? Nu. Vrejele de cartofi și tulpinele de porumb, foarte bine, dacă nu le adunăm undeva, să le luăm, să le mărunțim cu discul, să dăm un disc și să fie ca materie organică în sol, să le incorporăm în sol. Doamna ingineră, care este situația culturilor în zona dumneavoastră? Pentru a vedea această situație, eu aș propune să mergem în câmp, să vedem un lot de grâu semănat în condiții corespunzătoare și un lot care nu a respectat verigile tehnologice de cultură. Stimați telespectatori, am răspuns invitației doamnei ingineri și ne-am deplasat în afara satului la o tarla cultivată cu grâu. Doamna ingineră, ne-am deplasat aici și vă rugăm să ne spuneți despre această cultură. Suntem în parcela Cimitir, avem semănat o suprafață de 3 hectare și jumătate cu grâu de toamnă, soiul Apașa. Fermierul care are această cultură semănată în această parcelă lucrează peste 25 hectare de teren și a respectat toate verigile tehnologice impuse de această tehnologie. Din cauza aceasta, grâul arată la momentul respectiv, este o cultură încheiată și cu o creștere foarte bună. Deci, după ochiul specialistului, această cultură se prezintă foarte bine. Această cultură se prezintă foarte bine, a fost semănată în epoca optimă, i s-a administrat îngrășămintele chimice corespunzător culturii respective și patul germinativ a fost pregătit corespunzător acestei culturi de semințe. Sămânța a fost o sămânță certificată care a îndeplinit toți indicatorii respectiv, având facultate germinativă bună, puritate, germinație și masa hectolitrică mare. Doamna ingineră, înțeleg că proprietarul, fermierul, trebuie să mai efectueze niște lucrări. Vă rog să ne spuneți care anume. Da. Imediat cum timpul ne va permite și când buruienile sunt în faza de rozetă, trebuie să-i facă o ierbicidare, deoarece noi știm că cultura grâului este o cultură în totalitate mecanizată. O să îi dea un îngrășământ foliar și o să mai vină cu ceva în plus, îngrășăminte cu azot pe perioada de vegetație. Dar la administrarea ierbicidelor aș spune că trebuie să respecte toate normele de protecție a muncii și de mediu pentru a nu polua mediul și a nu ne ataca sănătatea noastră. Care anume norme? Trebuie să respecte norme de protecție a muncii, mă refer la momentul când trebuie să dea, cantitatea care trebuie să dea și trebuie să aibă echipament de protecție, trebuie să fie echipat așa cum prevăd și normele care sunt în vigoare și care trebuie să le respecte fiecare fermier care a fost instruit pentru așa ceva. Înseamnă că fermierul, după terminarea acestor lucrări, și-a încheiat îngrijirea culturii și urmează numai să facă recoltatul. Da, recoltatul se face toamna, în august, septembrie, iulie, august, septembrie, în funcție de soiul pe care l-a pus. Dacă a pus un soi mai timpuriu, recoltează mai degrabă. Recoltarea se face mecanizat, se face atunci când grâul are umiditate în jur de 17-18% și un grâu, ca să poată să stea peste iarnă, trebuie să ajungă la umiditatea de 14%. Doamna ingineră, ne-ați promis că ne arătați și o cultură care nu se prezintă așa cum ar trebui. Vă rugăm să ne deplasăm acolo. Da, ne deplasăm la altă parcelă, unde vom vedea o cultură mai slabă. Doamna ingineră, v-am ascultat și ne-am deplasat la o altă parcelă
care a fost semănată cu greu. Dar mie mi se pare că nu e greu. Vă rog să ne spuneți de ce. Suntem într-o parcelă unde fermierul nu a respectat data semănatului, perioada de semănat, nu a respectat lucrările de pregătire a patului germinativ, nu a luat sămânță certificată, deci nu a respectat niciuna din verici și deci consecințele vedeți aici unde densitatea este la jumătate față de parcela anterioară și unde producția pe care o va obține nu o să fie decât nici 25% din ceea ce trebuia să obțină din această parcelă. Ce mai puteți spune sau ce mai puteți spune fermierilor care vor cultiva greu, pornind de la învățămintele de la acest lot? Fermierilor care vor cultiva greu, le recomand să respecte toate tehnologia și anume, începând de la pregătirea patului germinativ, care se face perpendicular pe parcelă și nu de-a lungul cum se seamănă. Să se încadreze în epoca optimă de semănat, care la noi este între 15 septembrie și 10 octombrie. Sămânța pe care o ia, să ia o sămânță certificată, tratată și care să aibă toate indicii calitativi pentru o sămânță care să poată să germineze. Semănătorile folosite la semănat să fie reglate în așa fel încât cantitatea de sămânță să nu să corespundă normelor care trebuiesc și anume să cantitatea de sămânță la grâu variază între 180-250 de kilograme și adâncimea de semănat să fie corespunzătoare acestei culturi. Am înțeles de la unii oameni că chiar în situația în care iau sămânță de la unitățile autorizate, ei fac și o probă de germinație acasă. Da, într-adevăr, se poate face și o probă de germinație, dar dacă iei o sămânță certificată care îți prezintă certificat de garanție, la aceasta nu mai trebuie să mai faci proba respectivă. Deci sămânța trebuie să fie tratată pe care țăranul, fermierul mai mic, nu știe să o trateze contra tăciunilor și contra altor boci dăunători care le are această cultură, trebuie să fie tratată și trebuie să aibă germinații peste 95%. Doamna ingineră, nu departe de noi, văd o altă fâșie de teren despre care o să vă rugăm să ne spuneți de ce se prezintă așa. Doamna ingineră, după cum putem observa cu ușurință, aici anul trecut a fost o cultură de greu. De ce se prezintă așa? Anul trecut a fost un an foarte capricios pentru localitatea Dornești. A căzut grindină și oamenii care nu au utilaje agricole și nu-și permit să, din pensia lor mică să dea bani pentru lucrările care se fac în zădar fără să obțină nimica. Aici a fost o cultură de grâu, a bătut grindina și omul n-a mai reușit nici să adune, să cosească paile și nici nu a mai, n-a mai făcut nicio lucrare și vedeți cum îi arată la ora actuală. Se întâmplă des asemenea calamități naturale în zona dumneavoastră? În zona noastră nu prea, deoarece totuși suntem într-o zonă unde avem zone de protecție, dar așa a fost să fie anul trecut, nu putem să ne punem noi contra naturii. Doamna ingineră, ce ar trebui să facă acest fermier când ne uităm noi la acest teren? Acest fermier ar trebui să cosească și să adune, să ducă paiele în altă parte, să nu le lese pe teren și să ia, să facă o arătură de primăvară și să cultive, deoarece este păcat să rămână. Dar totul este așa din cauza lipsei banilor. O să ne deplasăm acum la o altă parcelă de teren la care o să vă rugăm să ne spuneți ce lucrări urmează să facă fermierul respectiv. Doamna inginer, am ajuns la o altă parcelă de teren. Vă rugăm să ne spuneți de ce se prezintă așa și cam ce lucrări ar trebui să facă fermierul pentru a pune bazele unei producții noi. Suntem într-o parcelă unde s-a făcut arătura de toamnă. Se vede că este o arătură de calitate făcută, corespunzătoare. Terenul nu este invadat de buruieni.
Alăturat se află și îngrășămintele organice pe care urmează să le administreze pe această parcelă. Ca lucrare urmează să facă discuitul sau să dea combinator, să pregătească patul germinativ pentru cultura pe care o va cultiva pe această parcelă. Doamna ingineră, vă mulțumim foarte mult pentru toate pe care ni le-ați spus, pentru excursia la care am participat datorită dumneavoastră și vă urăm sănătate multă și succes în activitate.